Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte de ședință, stimați colegi, de ani buni, municipiul Medgidia se află într-un proces continuu de dezvoltare economico-industrială. Din aceste investiții uriașe va rezulta o activitate intensă a transportului de mare tonaj. Ca să putem avea o imagine de ansamblu, voi prezenta câteva din investițiile importante din municipiul Medgidia, care confirmă necesitatea realizării nodului rutier de descărcare a traficului de pe autostrada A2 la intersecția cu drumul județean 222 în zona municipiului Medgidia. Unul dintre cei mai mari producători de fructoză din Europa va produce amidon natural, fructoză și glucoză pe o suprafață de aproximativ 10 hectare pe manul canalului Dunăre Mare Neagră. Realizată etapizat, această investiție, care va depăși 200 de milioane de euro, noua investiție își va propune să utilizeze peste 1 milion de tone de materii prime pentru a obține produse finite de peste 100.000 de tone. La un calcul matematic simplu, atât pentru transportul materiilor prime, cât și pentru cel al produselor finite, ținând cont de tonajul maxim admis de 24 de tone pentru transportul acestora, rezultă o medie de peste 100.000 de curse, atât aprovizionare cu materii prime, cât și în ceea ce privește livrarea produselor finite. O altă investiție este fabrica de producție mase plastice, ce se întinde pe o suprafață de 42.000 de metri, iar valoarea investiției se ridică la aproximativ 10 milioane de euro. Fabrica de construcții metalice și părți componente ale acestora se va desfășura pe o suprafață de 18.861 de metri pătrați, iar investiția este de peste 3,5 milioane de euro. Construcția noului nod rutier va aduce avantaje semnificative și pentru Parcul Industrial Medgidia, care are o suprafață aproximativă de 660 de hectare, zonă în care diversi investitori sunt interesați să-și dezvolte activități. Aceste investiții din municipiul Medgidia confirmă faptul că acest nod rutier este atât de necesar, iar Ministerul Transporturilor are obligația de a veni în sprijinul acestor proiecte atât de utile pentru dezvoltarea economiei locale. Doamnelor și domnilor deputați, pe de altă parte, construirea noului nod rutier de descărcare a traficului de pe autostrada A2 la intersecția cu drumul județean 222 va avea câteva contribuții semnificative, adică un impact pozitiv important atât asupra calității vieții comunității locale, cât și pentru mediu, dintre care putem reține promovarea unui transport eficient, ce va reduce cu 30-40% poluarea atmosferică și fonică, reducerea emisiilor de dioxid de carbon anual, reducerea traficului greu și dirijarea acestuia în afara localității, mărirea afluenței traficului, a asigurării circulației și reducerea numărului de accidente. Realizarea acestui obiectiv de către Ministerul Transporturilor prin CNAIR va ajuta la promovarea dezvoltării economice a municipiului Medgidia, a localităților limitrofe, dar și a întregului județ Constanța. Totodată, construirea unui nod rutier este extrem de importantă, întrucât conduce la crearea unui sistem de transport eficient și sigur în favoarea mediului și a comunității locale. Vă mulțumesc!